Atunci când te ceartă, ești de acord cu ei? Da, dacă depinde de ce am făcut. Și în momentul în care, de exemplu, te înțeleg, înseamnă că ați ajuns la un numitor comun în așa fel încât să-ți dai și tu seama unde s-a produs Da. greșeala și, de regulă, unde se produce greșeala, în lipsa de comunicare sau unde? Da. Da? Fiecare înțelege ce vrea. Da. Tu spui o propoziție și mama o interpretează, Da. sau cum? Diana, între tine și părinți, care e relația? Tot Este. de mamă-fică sau deja se dezvoltă, începe o relație de prietenie, că ai depășit momentul ăla de copilărie? Deci, pe mama mea o consider ca o prietenă. Îi spun totul, îi împărtășesc orice sentiment, orice, nu am secrete față de ea, la fel și cu tatăl, dar el este mai mult plecat prin țări străine, lucrând ca și șofer pe tir și atunci nu petrece foarte mult timp cu noi acasă, dar am o relație foarte bună cu mama și mă înțeleg foarte bine, nu îi ascund nimic și comunicăm foarte mult. Tatăl se sacrifică și se jertfește pentru voi, tocmai Da. prin munca lui, nu-i așa? Și atunci încearcă mama să compenseze ceea ce nu Ce nu aveți la aveam de la tată. îndemână în clipa în care poate v-ați dori să fie, nu? Așa, într-adevăr. Și dacă ar fi să ne gândim ce înseamnă muzica și efortul și sacrificiul, se merită să se investească atâta în această artă, în acest domeniu, Andra? Da. De ce da? Uite, tu investești în dans. De exemplu, numai ținuta asta presupun că a costat ceva, nu? Da. Nu-i așa? Și totuși, tu o susții, chiar dacă e cheltuitoare, nu? De ce o susții? Pentru De că le recomandă copiilor de vârsta ta de 12 ani să facă dansuri, să studieze dansul. este o activitate foarte frumoasă. Descoperiți alți tineri de vârsta voastră cu energie, nu? Da. Idei, păreri, medii diferite, pentru că fiecare individ are propriul lui mediu și propria lui dezvoltare, nu-i așa? Da. Și atunci a interacționat și se creează o diversitate, nu? Da. Ți-ai creat relații de prietenie, ai mulți prieteni în jurul tău, Da. de vârsta ta, prin Da. dans. Unde ați fost? Știu că ați avut și niște turnee, Da. nu-i așa? Da. Ia să vedem cine vrea să ne spună. Încerci tu, Da. Ruxandra, te rog. Am fost în Bulgaria. Așa. Ce a însemnat pentru tine experiența asta? Păi, am fost în altă țară. Am fost acolo la mare. Așa, și ce Ne-am înseamnă pentru prietenit tine cu altă alți țară? copii. Ți s-a părut diferită de România? Nu. Tot așa. Da. Oamenii cum sunt pe acolo? Copiii de vârsta ta, că cu ei ai interacționat. Da. Cum ți Păi. s-au părut? Ne-am prietenit repede. În ce limbă ați comunicat? Păi, în engleză. Așa. Și te descurci cu engleza? Da. Faci față, nu? Da. De cât timp studiezi engleza? De vreo 2 ani? Da. De vreo 2 ani. Și cărei profesoare ar trebui să-i mulțumești pentru ceea ce știi tu până în prezent? Profesoarei Băzliană. Brâzliană. Și ești mulțumită de cum evoluezi tu? Muncești suficient de mult și la engleză încât să îmbini dansul și engleza? Că vezi acum, engleza e a doua limbă, după limba română. Trebuie să ne descurcăm să știm să vorbim și în engleză. Da, vorbesc cu de cât. Diana, cum ai simțit tu noul mediu? Mâncarea, oamenii, publicul, că ați și cântat, ați și Da. dansat pe scenă. Am Ați avut schimbat cam totul. mai multe spectacole, concerte, pe litoralul mării, în stațiuni. Este, nu știu, eu, mai ales că eu personal, eu nu am fost în această țară, în Bulgaria. Mi-a A fost plăcut, prima oară. da, mi-a plăcut foarte mult, oamenii de acolo sunt foarte deschiși, prietenoși, am schimbat păreri, am vorbit, noi între noi ca și copii Să-ți păstrezi ideea că cineva vrea să ne-am ne transmită un distrat. mesaj. Alo, bună seara, bine ați venit! Bună seara, domnișoara Răzore! Bună seara, bună seara, domnișorilor! Bine ați venit, domnul Bozeșan, dacă nu Auzi, mă le înșel. felicit pe fetele astea, nota 9, cu felicitări. Mulțumim Dar frumos! te le-aș ruga frumos, dar nu-mi dai o indicație. Nu m-a pus în bluza de o pană mai jos. Atâta. Am Și înțeles. băiatul foarte frumos o cânta, foarte frumos o dansat. Puțin mai jos,
de o pană, bluză. Păi, știți că face parte din coreografie ținuta și reprezintă un anumit stil oriental, dacă nu ne înșelăm, dar mai multe le lăsăm pe ele să ne spună să de ce scuze, această ținută. Să mă scuze, dacă să mă ierte domnișoarele, dacă am fost obraznic. Nu, o seară plăcută. E ok. Andra, de ce tocmai această ținută? Că la fiecare dans aveți o altă ținută. Asta are o anumită tematică, nu-i așa? Da. Ia să vedem. Păi, ca să înțeleagă toți oamenii și să nu se interpreteze că ați venit involuntar așa, da. Și chiar ați venit intenționat. Am venit pentru că avem o piesă turcească și ținuta merge cu piesa. Reprezintă piesa și face parte din coreografie, da. Și din stil, nu-i așa? Da. Cum simțiți voi stilul turcesc? Ce ți oferă ție când dansezi o astfel de muzică, Andra? Îmi place. Ce-ți place? Că totul îmi place și mie îmi place aici în platou, dar există un motiv pentru care îmi place. Bună dispoziție, faptul că sunteți voi aici cu mine și nu mă plictisesc, nu-i așa? Decorul, culorile, tinerețea voastră, astea sunt motivele pentru care mă face să fiu aici cu voi la ora asta. Vouă de ce vă place muzica turcească? Diana, ție ce-ți oferă? Este un stil mai ritmatic, este pentru ele... Este foarte frumos să danseze. Este un stil mai sensual, da, așa, mai feminin. Vă pune în valoare feminitatea, nu? Așa. Și asta e motivul pentru care aveți o astfel de ținută, nu-i așa? Da. Da. Bun. Dacă ar fi să ne gândim la alte stiluri muzicale, Andra, ce ți-ar place să-ți alegi din cufărul ăsta care e plin de o zestre muzicală fantastică, ce stiluri ți-ar mai plăcea să dansezi? Michael Jackson mi-ar place foarte mult să dansez. Și fel de pop? Da, și alte feluri de dansuri. Cum ar fi? Că alte feluri de dansuri din atâtea sunt extraordinare. Hip-hop îți place? Da. Dans de societate? Da. Da, valsuri, tangouri, cea-cea? Da? Le-ați experimentat? Da. Da? Deci înseamnă că ești în cunoștință de cauză, nu-i așa? Diana, ție ce-ți place să dansezi împreună cu sora ta în timp ce și cânți? Este mai greu puțin. Îmi place și mie să dansez pe stiluri mai ritmatice sau și pe cele mai lente, cum ar fi tangoul sau salsa sau... Așa. Mă, că acestea nu se prea potrivesc în muzică. Într-adevăr, care sunt criteriile de selecție a repertoriului tău? După ce te ghidezi? De obicei îmi aleg melodiile după dificultatea tehnică sau după ce-ți place urechii sau care-s criteriile? De obicei ascult melodiile de la interpreții și cântăreții care îmi plac mie. Așa. Și atunci mi-aleg piesele și le... Încerci să le reproduci. Da. Și după aceea să le treci prin filtrul tău personal, da. Și să îi dai un stil original, nu-i așa? Ne aflăm spre finalul emisiunii. Eu mulțumesc familiei Miron și familiei Cadar pentru că au avut încredere în mine în această seară de la ora 8 să fie în platou aici la Provocarea. Până vă pregătiți voi să dansați, eu transmit tuturor telespectatorilor voie bună, distracție. Dansați, 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 dar și cântați împreună cu Diana, cu Andra și cu... Ruxandra, cer scuze, eu stau cam prost la capitolul nume până vă finalizez, așa că haideți, pregătiți-vă, aranjați-vă repede că timpul trece. Spunem la revedere tuturor adolescenților, credeți în scenă pentru că scena este energie și vitalitate.